Sistemul de alimentare cu apă va lega satele Colina de Saghina Sulf. Această extindere și modernizare era necesară deoarece țevile existente erau deteriorate și nu exista un bazin de apă. Iar în momentul în care energia electrică nu funcționa, automat același lucru se întâmpla și cu sistemul de apă. Acest proiect constă în reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, Saghina Sulf Colina. A fost necesar accesarea unui proiect pentru această lucrare, deoarece lucrarea veche este făcută din anii 70-75, a fost executată din țeavă, din azbociment și din oțel, ceea ce la ora actuală nu mai este permis. Valoarea proiectului este peste un milion de euro. Fondurile sunt fonduri europene, ceea ce ne bucură, deoarece fondurile europene garantează decontarea sumelor în perioada optimă după executarea lucrărilor. Sperăm că acest proiect să se finalizeze anul acesta, deoarece problemele la vechiul sistem de alimentare au existat și persistă, deoarece presiunea apei care se pompează din Saghina Sulf până aici, țevile fiind deteriorate în proporție de 40%, avariile sunt nenumărate. Chiar aveți de față aici o avarie care s-a produs datorită presiunii mari care s-a exercitat asupra sistemului de alimentare cu apă. Acest sistem de alimentare este executat în proporție de 33%, sume care parțial au fost decontate sau depuși pentru decontare la lucrările existente. A fost montată țeava în colina, urmând acum să se facă acele cămine unde sunt vanele care dirigează apa și vane care sunt folosite pentru intervenții în diferite împrejurări. Noi nu am ținut cont că sunt sate mari sau sate mici. Am ținut cont că acolo, chiar dacă sunt case puține sau populația este mică, să asigurăm debitul de apă necesar pentru desfășurarea unui trai decent. Nu este presiune, dar eu nu cunosc treburile astea care le fac ei pe aici. Deci presiune? Nu, nici acum nu curge. Curge așa ca să bei, dar eu am aici, dar în sat nu. Eu când am scurgere de la Saghina Sulf, drept aici. S-a executat reabilitarea acoperișurilor la Biserica Sfântul Gheorghe din satul Saghina Sulf. Această reabilitare a fost necesară datorită trecerii timpului care și-a pus amprenta pe această biserică. Reabilitarea a constat în remedierea acoperișurilor și o parte din zidăria actuală, cât și reabilitarea catapetească din interiorul bisericii. Lucrarea a fost de peste 1,5 miliarde. Ea s-a desfășurat pe parcursul a cel puțin 2 ani de zile. Fondurile de unde? Fondurile au provenit din bugetul local.